În numele Lui Dumnezeu cel milostiv, îndurător, Bismillahirrahmanirrahim, pace, vouă, salam aleikum. Nu ești pătruns de Duhul Sfânt. Nu sunt pătruns de Duhul Sfânt. Zeci de ani am auzit și încă aud această expresie. Am citit 20 de ani Biblia, 20 și ceva de ani Biblia. Am studiat, pot să spun, Biblia. Toate denominațiunile și ramurile creștinismului le-am studiat și mi-a făcut plăcere să învăț despre ele. Am vorbit cu, cu mii de persoane despre Biblie și despre creștinism. Am vorbit cu oameni din toate nivelele, de la cel nepregătit și până la cel super pregătit, și vreau să vă spun că de câte ori am discutat cu un om cu credință, am avut o conversație și o discuție plăcută. De câte ori am discutat cu un om religios care, în mod special vrea să-și impună ideea lui, în general aceștia sunt semidocți, după toate argumentele care le aduceam, la poeziile, pot să spun, care mi le punea pe tavă, îi aduceam argumente că nu este corect, încă un argument, două, trei, 50, 100 de argumente, finalul era același. Nu ești pătruns de Duhul Sfânt. Deci, adică, dacă nu făceam cum spune el și nu urmam drumul care îl spunea el, indiferent că era preot sau predicator, problema se termina în același fel. Nu sunt pătruns de Duhul Sfânt. Adică sunt un idiot pe care Dumnezeu nu vrea să-l pătrundă cu Duhul Sfânt și din cauza asta nu înțeleg ceea ce îmi spune el. Deși cunoșteam Biblia chiar mai bine decât el, totuși nu puteam să înțeleg pentru că nu eram pătruns de Duhul Sfânt. Dureros este că același lucru l-am întâlnit și la musulmani. La musulmani, distracția este deosebită pentru mine, fiindcă am trecut de momentul în care credeam că musulmanii sunt niște persoane extraordinare. Unii, într-adevăr, sunt niște persoane extraordinare. Dar alții, din păcate, semidocții, neștiutorii care vor să se impună, sunt convins că ei, fiind creștini sau orice altceva, ar fi avut exact aceeași atitudine. Nu-mi spuneau că nu sunt pătruns de Duhul Sfânt, dar îmi spuneau că nu mă călăuzește Dumnezeu. Nu sunt călăuzit de Allah și de aceea nu înțeleg. În permanență au discuția. Păi de-aia nu știi dumneata, domnule, pentru că nu cunoști araba. Dacă îi spuneam, da, mă, cunosc araba. A, cunoște, dar nu cunoște araba coranică. Bă, da, mă, cunoști și araba coranică. A, dar atunci n-ai făcut școală. Bă, da, am făcut școală. Unde ai făcut școală? A, am făcut școală în Egipt. A, păi asta e problema, că n-ai făcut școala la Medina. Dar am fost și la Medina, da, dar trebuia să mergi și la Mecca. Asta e exact ca în bancul cu leu și cu ursul care vor să bată pe cineva și îl găsesc pe iepuraș și caută 10 de motive ca să-l bată. Și în final, uite că n-are pălărie. Exact așa fac semidocții răutăcioșii inculții care vor mereu să se impună și să-ți impună ideea lor. Nu mai încercați să impuneți ideea voastră nimănui, domnilor și doamnelor. Ai ceva de spus? Spune. Vrei să discuți cu argumente? Discută. Dar în momentul în care îmi spui că sunt prost pentru că nu vorbesc limba arabă, îmi amintesc de zeci de persoane care mi-au spus că nu sunt pătruns de Duhul Sfânt. Este batjocoritor și este insultător că astfel de persoane sunt și cele mai virulente, de fapt, sunt și cele mai gălăgioase, de fapt, și sunt și cele care aduc cele mai multe
pseudo-argumente. Pentru că în momentul în care mi-aduci argument că așa a spus imamul cu tare sau învățatul cu tare, fără să mi-aduci argumente coranice sau din viața profetului, m-ai pierdut. M-ai pierdut și spun și de ce. Pentru că baza învățăturilor imamului cu tare sau învățatului cu tare au ajuns musulmanii să se taie între ei, să se înjunghi între ei, să se certe între ei, să fie sufiți, să fie șiiți, să fie salafiți, să fie hanefiți, să fie hambaliți, sau mai știu eu cum, putem să ținem lista asta încă mult și bine. Împărțeala între musulmani s-a făcut datorită dorinței unora și uneori doar dorință de putere. Dacă nu sunteți pătrunși de Duhul Sfânt, probabil nu ați înțeles ceea ce am spus. Eu vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu asupra voastră, asupra tuturor, indiferent de nația voastră, culoarea voastră, limba voastră, vârsta voastră, și vă doresc lectură plăcută în citirea Coranului, acolo unde Dumnezeu, în dragostea Lui față de noi, ne-a trimis învățăturile pentru lumea asta. Să trăim bine și să ajungem fericiți în cealaltă. Amin. Pacea asupra voastră. Salam aleikum.